279.172. Aceasta era populația stabilă a județului Giurgiu la 1 ianuarie 2011, în continuă scădere față de perioadele anterioare. Tendința de scădere a populației din Giurgiu se menține și în 2012. Cel puțin aceasta este concluzia ce se desprinde din cele mai recente date centralizate de Direcția Județeană de Statistică, date ce vizează evoluția populației în luna iulie. Astfel, numărul născuților vii a fost de 247, în creștere cu 32, adică 14,9% față de luna precedentă, dar în scădere cu 13,3% față de iulie 2011. În aceeași perioadă s-au înregistrat însă 399 de decese, în creștere cu 70 față de luna precedentă și cu 79 față de luna iulie 2011. Pentru că numărul deceselor a fost mai mare decât cel al nașterilor, sporul natural în luna iulie 2012 a fost în continuare negativ, minus 152 de persoane. Tot în iulie s-au înregistrat și două decese ale unor copii sub un an. Nici la capitolul căsătorii situația nu este mai bună. Deși s-au înregistrat 165 de căsătorii, ceea ce înseamnă o creștere cu 43,5% față de luna anterioară, acest număr este în scădere cu 17,9% comparativ cu luna iulie anului trecut. În schimb, a crescut numărul divorțurilor înregistrat în luna iulie 2012, 26 față de 23 înregistrate în luna precedentă.